Bine v-am găsit, dragii mei youtuberi! Astăzi fac un pic diferit videoclipul. Vreau să vă mulțumesc pentru că v-ați abonat. Am făcut 500 de abonați, iar celor care n-ați făcut-o, vă rog să o faceți pentru a-mi acorda șansa a continua să vă arăt ceea ce am acumulat timp de 60 de ani. Numai departe, ieri am făcut 60 și m-ați făcut foarte fericită pentru că am ajuns la 500 de abonați. Eu am fost un om foarte activ toată viața, însă de la 50 de ani am acumulat foarte multe boli, am zăcut foarte mult și acum sunt din nou vie. Ca să-mi continui activitatea, vă rog să vă mai abonați la canalul meu. Nu vă costă nimic să dați un subscribe și un like dacă vă place. Vă mulțumesc din suflet și acum vreau să vă arăt o rețetă specială care o știu din copilărie și anume baklava. După cum știm cu toții, baklava este turcească, însă eu astăzi voi face o baklava românească care ne făcea mama în zile de sărbători. Pentru baklava avem nevoie de 2 ouă, coaja de la o lămâie, nucă și fistic, dar merge și doar nucă, făină, 1 kg de zahăr, lapte, ulei, un praf de copt, un praf de sare și, bineînțeles, o cană sau un pahar care să-l țineți ca și măsură. Cana mea are aproximativ 100 de mililitri și voi începe prin a sparge ouăle. Adăugăm măsura de lapte, o cană eu pun. Asta va fi măsura la baklava. O cană de ulei. Și de acum adăugăm un praf de sare pentru a-i scoate gustul în evidență, praful de copt, după care începem să frământăm, adăugăm făină treptat. Până obținem un aluat. Eu de obicei fac într-o tavă rotundă. Într-adevăr, este ceva de muncă la ele, însă când vor fi gata, veți avea un rezultat foarte bun. Mai adăugăm făină până când obținem un aluat. Deci, am adăugat făină până am obținut aluatul vârtos. Circa 600 de grame de făină. Mestecăm, frământăm foarte bine pentru circa 7-8 minute, după care vă arăt cum trebuie să faceți foile pentru baklava. Este cea mai delicioasă baklava făcută în casă.
Așa trebuie să arate aluatul, după cum vedeți, vârtos. L-am frământat circa 8 minute. Acum vă arăt ce trebuie să faceți pentru a face foietajul. Punem puțină făină și vom face biluțe cam atât. Le facem așa, le trecem prin făină și le așezăm aici. Facem până când se termină aluatul. Asta e puțin cam mare, o vom face mai mică. Le punem acolo și tot așa până îl terminăm. Este foarte simplu de făcut încă, însă necesită cam 20-25 de minute până se fac foile. Cuptorul l-am pus la, i-am dat drumul la 180 pentru preîncălzire. Atunci când vin cu tava, să-și ia vânt imediat. Presurăm făină în continuare. Și continuăm cu biluțele de baclava. Vreau să vă spun că pentru baclava, foaia de baclava, aveți nevoie de un sucitor ca cel pentru foi subțire pentru tăiței. Nu acel sucitor gros, nu vă va ajuta deloc. Poate vă întrebați de ce trebuie atât de multe. O să vă arăt imediat de ce trebuie. Eu am combinat nucă cu nucă cu semințe de migdale. Deci, cam atât a ieșit, suficient cât să fac, cât să fac aluatul. Deci aveți nevoie de un sucitor așa. Îl voi unge cu foarte puțină făină, după care trec din nou prin făină. Le fac atât de mari. După care vă arăt cum trebuie să le facem pentru a ieși cât tava. Trebuie să aveți în permanență făină la îndemână.
după ce le-ați întins foarte puțin, trebuie date din nou prin făină, pentru că nu trebuie să lipească atunci când le vom face pe alea mari. Punem toate una peste alta. Și iarăși dăm prin făină. Este foarte simplu. Nu e greu. Se face foarte ușor. Între timp cât mi-am pregătit pentru foietaj, am pus 100 de grame de unt la topit. Și vom începe foietajul. Una presurăm făină. Două presurăm făină. Trei presurăm făină. Deci întotdeauna când așezați una peste alta, trebuie să fie cu făină. Cea mai mare de desubt. Și acum începem procedura la fel. Le-am întors. E foarte simplu. Și am adăugat făină peste. V-am mai spus și vă repet, ca să știți, vă trebuie un sucitor de tăiței. Și începem. Deci una peste alta. Începem până obținem o foaie foarte subțire. Ele atunci când se vor coace, vor fi foarte, foarte delicioase, plus că vor avea un strat, cum sunt cele foietajul din comerț. Mai întindem puțin până le vedem foarte subțiri. Mergem la tavă. Lipsă de spațiu. Și le așezăm în tavă. Foarte simplu. Nu vă panicați dacă vă rămâne aluat mai mult decât tava, pentru că îl vom pune peste. Acum adăugăm sămânța de migdale cu nucă, după care cel care a rămas în plus îl punem peste. Și mai adăugăm puțin. Facem până când terminăm foile. Numărăm iar una, două, și continuăm așa până terminăm aluatul. După cum vedeți, am făcut 6 straturi, a câte 3 foi mici în fiecare strat. Vom începe să tăiem pentru a-i da forma.
aproximativ ca la cofetărie, să nu uităm că baclavaua mea este de casă. Trebuie tăiat până simțiți fundul tăvii. Deci trebuie tăiat până jos. Acum întoarcem și dăm o oarecare formă la tăietură. Fiind straturi și în fiecare strat are nucă și migdală, o să pățiți și voi ca mine, se mai mișcă odată cu cuțitul. Dar nu-i nimic, așezăm la loc și continuăm. Baclavaua este un deliciu. Și de-aia este cam cea mai scumpă prăjitură din cofetărie. Acum venim cu untul care l-am topit peste. Punem peste. Eu am topit 100 de grame. După ce adăugăm untul, dacă vreți să faceți această rețetă, trebuie să urmăriți videoclipul până la capăt. Să urmați pașii. Cred că atât este suficient. Vă asigurați că și-a luat unt peste tot. El cât va sta la cuptor, îl va absorbe până jos. Acum voi băga la cuptor pentru circa 30 de minute, 30-35 de minute tava. Aici voi pregăti siropul. Deci, cu aceeași cană care am măsurat apa și uleiul și laptele, măsurăm apa. Voi pune 3 căni de apă. Tot cu aceeași cană măsurăm zahărul. Și vom pune 3 căni de zahăr. 2 căni de zahăr. Mai pun puțin să fie mai dulceac. Așa. După cum ați observat, în aluat nu am adăugat esență. Voi pune puțină vanilie, câteva picături, pentru că vreau să se simtă aroma de coajă de lămâi. Și vom lăsa să fiarbă, bineînțeles, mestecând în continuu, până când obținem un sirop gros, aproximativ, cum este mierea de albină. Siropul este gata. Vedeți cât este de gros după circa 30 de minute de fiert. S-a legat foarte bine. Baclavaua noastră este gata și vom începe să turnăm peste. Sirop va fi un deliciu. Eu știu că am mai făcut. Trebuie și voi să încercați. Dacă mai rămâne sirop, nu vă panicați, e foarte bine.
Pentru că puteți adăuga și peste farfurie atunci când mâncați. Mai puneți puțin sirop. Acum voi tăia să vă arăt cum arată. Trebuie tăiat eu atât voi tăia. Siropul trebuie să-l lăsați, să-l puneți peste doar atunci când este puțin rece. S-a legat foarte bine. Este foarte lipicios pentru că siropul este bine legat. Așa arată baclavaua mea de casă. Încercați-o și voi. Este un deliciu. Acestea fiind spuse, vă doresc o zi binecuvântată și multă, multă sănătate.